de la început, în prelucrare am avut doar 5 hectare. Pe parcurs am început să majorăm suprafața. Până în prezent prelucrăm 1024 de hectare. Acum avem, dispunem de 60 de hectare de livadă, dintre care 57 măr, 2 cais, cireș, pruni și vișină. Pe restul suprafeței asta e 994 de hectare. Avem culturi de câmp, cum ar fi orz, floarea soarelui, seclă de zahăr, porumb. Odată cu renovarea ideilor am înțeles faptul că trebuie să procurăm ceva și tehnică mai performantă, cum ar fi combine, tractoare. Pentru păstrarea roadei strânse din livezi am hotărât că ar fi necesar să construim un frigider agricol. La moment aveam un frigider cu capacitatea de 1000 de tone, în care păstrăm toată recolta. Ce ține de comercializarea produselor, eu cred că este foarte greu la moment, mai ales în perioada de ultimii 2 ani. Ne stăruim cât de cât să facem față, dar oricum e foarte greu. Exportăm nu noi singuri, adică prin intermediul altor beneficiari, exportăm în Rusia mai mult. Anul acesta am întâlnit dificultăți cu comercializarea producției. Trebuia să începem anul nou, datorii din anul precedent au rămas. Am apelat la compania Microcapital pentru că foarte ne-a plăcut deservirea și sper să lucrăm și în continuare cu ei. Ia credit agro de la Microcapital și primești fără gaj până la 750.000 de lei. Detalii pe www.microcapital.md sau vino la orice sucursală Microcapital.